Pescuitul în apele sălbatice ale Dunării este provocarea extremă a celor care practică acest hobby în România. Cea mai importantă competiție de pescuit pe Dunăre este organizată la Giurgiu de echipa care a dezvoltat și site-ul hartapescar.ro. Anul acesta sunt așteptate să se înscrie în concurs 15 echipaje de pescari cu ambarcațiunile proprii, dornice să-și demonstreze abilitățile de pescuit în ape sălbatice. Suntem așadar în pregătirea concursului Boat Fishing Challenge 3, organizat de asemenea și anul acesta la Giurgiu. Au început înscrierile. Înscrierile se pot face până pe data de 31 august. Anul acesta, taxa de participare este de 400 de lei per echipaj, iar concursul este deja la a treia ediție. După ce la primele două au participat 15 și respectiv 11 echipaje, formate din doi sportivi în barcă. Concursul se va desfășura în zona deja tradițională, în zona insulei Mocanu, zona foarte bună de pescuit. Pe 12 septembrie se va desfășura concursul, iar anul acesta așteptăm 15 echipaje să se înscrie în competiție. Organizatorii anunță că față de primele două ediții nu sunt mari schimbări în ceea ce privește regulamentul concursului. Se punctează la fel ca și în edițiile trecute, orice pește de Dunăre, cu excepția sturionilor, și vom premia cea mai mare cantitate de pește prinsă de echipajele de concurs și de asemenea vom mai avea un premiu frumos pentru cea mai mare captură prinsă în această competiție Boat Fishing Challenge. Valoarea premiilor atinge 2500 de euro, iar acestea sunt oferite cu sprijinul partenerilor care s-au alăturat ineditei competiții. Prin organizarea concursului Boat Fishing Challenge, organizatorii își propun să promoveze atât pescuitul pe Dunăre din barcă, cât și stilul catch and release în apele sălbatice din țara noastră.